a fost bilanțul Ministerului de Interne, iar Vela s-a comportat de zici că el a fost ministru anul trecut. Nea Marcele, Marcelică, din tot 2019, tu ai fost ministru două zile și noaptea dintre ele. Mă rog, mi s-a părut așa... Bă, de porc. Adică a venit Iohannis, a venit Orban și au început să spună că vai, cât de buni sunt ei ăia din sală și cât de nașpa sunt ceilalți care nu erau în sală. Șerifule, domnul Iohannis, dacă era bilanț, eu spun că trebuia să-i chemați în primul rând pe ceilalți și să discutați acolo. Dar nu era bilanț, de fapt, nu? A fost o horă la care vă pupați în fund unii pe alții, dar mai ales toți cei prezenți pe matale. Că așa merge treaba, ce-i mai place fierului să fie pupat, n-am văzut așa ceva. Că e și vorba aia, pupă fierul cât e cald, că rece ți se lipesc buzele acolo. Și că, omule, cum ai ajuns, mă, în halul ăsta? A vorbit președintele României și după președintele României cred că mai am foarte puține lucruri de spus. Ce să mai spun eu, domnule președinte, dumneavoastră care sunteți un exhaustiv, un complex și un complet în același timp, cum le spuneți dumneavoastră așa cu totul, cum le spuneți atât de completitudinar și atât de... Și că mie așa, într-un fel, să zic asta, nu credeam că voi ajunge în acest punct, însă Emil Boc, pe lângă tine, era un monument de demnitate umană, era coloana infinitului. Ce-i cu tine, mășică? De unde slugărnicia asta totală așa? O națiune se dezvoltă atunci când cetățenii au încredere în autorități și în capacitatea acestora de a apăra drepturile și libertățile civice, cu respectarea legilor și a Constituției. Toși bre că îmi vine să pun mâna la inimă și să cânt imnul când te aud cu națiunea, cu cetățenii, cu drepturile și libertățile. Dar îmi amintesc că respirăm moarte în orașele noastre pentru că nimeni nu mișcă un deget și îmi trece patriotismul ăsta de bodegă pe care îl afișez și matale toată ziua. Azi mai bine îi chemai pe aia pe care îi invizi la CSAT și îi întrebai așa, dar neapărat cu un par pe masă. Parul ăla alușică, știi ce zic? Să ai un par pe masă, la mișto. Și să-i întrebi așa, băieții, ochii la mine, am să vă pun o întrebare, mare atenție cum răspundeți. Dacă îmi zice asta, mare atenție cum răspundeți, te uiți la par, apoi la ei. Deci, de unde e norul ăsta toxic de fum care îi pătează lui doamna Carmen toată lenjeria pusă la uscat? Aud? Este anchetă de proporții după poluarea excesivă din capitală. Polițiștii fac 9 percheziții la mai multe firme și persoane fizice care ar fi colectat, transportat, deversat și îngropat deșeuri în locuri neautorizate, provocând prejudicii semnificative mediului. Îi caută pe oameni de fumuri, a? Însă asta se întâmplă, fraților, exclusiv pentru că au urlat cetățenii: bă, murim, ne sufocăm, faceți ceva! Doar de-aia s-au mișcat puțin autoritățile. Puțin, nu vă faceți iluzii. Peste o săptămână, uită, să dispară știrea de la televiziune. Asta așteaptă autoritățile. Și pentru că toți suntem la bilanț, să ne amintim de Caracal. Același scenariu, nu? A ieșit scandal pentru că s-a ajuns în presă, pentru că au urlat cetățenii. Abia atunci autoritățile au zis: bine, bine mă, gata, ho, că cercetăm. Dar ce dracu țipați așa, nebunilor? Ia uite ce mai cercetăm. O plecam aia cu camerele. Mă iertați că am îndrăznit.